Bună dimineața! Pielea cu aspect de coajă de portocale este coșmarul oricărei femei. Chiar dacă nu creează neapărat probleme de sănătate, este inestetică și reflectă de cele mai multe ori un stil de viață nesănătos. Schimbarea meniului este primul pas pentru a elimina surplusul de grăsime de sub piele, iar în combinație cu sportul și câteva ședințe de masaj anticelulitic, rezultatele nu vor întârzia să apară. Celulita se caracterizează prin depuneri de grăsime cu întindere neuniformă sub piele. Peste 90% dintre femei se confruntă cu această problemă în diferite stadii. Sunt mai multe stadii. Stadiul 1, stadiul celulitei edematoase, da? Care apare la o retenție de apă sau la acele paciente, cliente care iau tratamente hormonale, anticoncepționale. Deci apare acea celulită edematoasă. Celulita adipoasă apare la o nutriție incorrectă, iar celulita fibroasă este vârful de lanț a celulitei, în care celulita se vede cu ochiul liber de la distanță, stând în picioare, sub forma unor grăunțe de piper. Apariția celulitei poate avea cauze genetice sau hormonale, dar în cele mai multe cazuri poate fi prevenită prin adoptarea unui stil de viață echilibrat. Celulita poate fi prevenită printr-o alimentație în principal corectă. De aici începe totul. Alimentația să fie corectă, să fie 3 mese principale ale zilei, luate la aceeași oră, dacă se poate, între mese să se consume apă sau fructe. Sport, mișcare, nutriție, celulită. Sigur că dacă predispoziția corpului este către una dintre formele de celulită, ea se va forma, dar prin sport se ard acele calorii și se împiedică depunerile lipidice peste stratul care există. În stadiile mai avansate este indicat și masajul anticelulitic. Tehnica este ușor dureroasă la început, dar este o metodă de tratament localizat cu efecte rapide. Masajul anticelulitic, care are gradul de disconfort cel mai mare în funcție de tipul de celulită, acționăm mai tare sau mai încet. Și se începe de jos în sus, prin mișcări. Este un masaj de profunzime. Un masaj anticelulitic este în principal, se realizează pe coapse, partea posterioară, interioară și laterală a coapsei și în partea anterioară, pe fese și pe șolduri. Celulita poate să apară și pe gambe și pe brațe, dar în principal și evident pe abdomen, pe burtă. Cam acelea sunt zonele cu precădere în care se acționează cu masajul anticelulitic și durează 45 de minute. Recomandarea specialiștilor este ca masajul anticelulitic să fie efectuat împreună cu un drenaj limfatic pentru a ajuta astfel organismul să elimine mai rapid toxinele rezultate după masaj.